zic că am fost hoții la vecinele noastre aici, pe strada Mihail Sebastian. Locuiește mama și fiica, mama în jur de 85 de ani, fiica 60 și vreo 2, Mariana. Și este o stradă liniștită la noi, nu poți să zici că s-au mai întâmplat lucrurile astea. Ieri dimineață când ne-am trezit pe la ora 7, era plin de poliție aici. Și n-am știut ce s-a întâmplat. O sunat la vecina mea, Maria, care are o cameră de luat vederi, să vadă dacă pot să depisteze ceva pe cameră. Și că ieri dimineață, la ora 5, ar fi venit hoții, au sărit gardul și au luat seiful cu bani mulți din sufragerie. Atât am aflat. Nu știu altceva. N-am vorbit cu ele, cu niciuna. Unii ziceau că ar fi doamna Stoica în vârstă de 80 și vreo 5 de ani în spital. Nu știu, le-au și bruscat. Toată lumea a fost speriată. Ieri nu puteau, acum mă duc la două vecine mai în vârstă, că nu pot să doarmă, li frică să nu vină în casă să le bată. Zice, bani n-avem, dar să nu ne bată măcar. Acum, în 2021, i-a avut lucrări în curte de făcut pavajul, schimba pavajul din curte. Și atunci a făcut cu o firmă contract cu, pentru lucrare, dar majoritatea care erau, erau în general țigani unguri, adică aveau nume unguresc. O să și știe pe câte unii la unii le-au reținut numele. Acum ea nu a mai văzut, nu și-a adus chiar sută aminte că ăsta l-a văzut la față. Nu și-a dat sută aminte că e unul din ăia sau nu. Dar probabil ăia a avut pontul care l-a adus pe ăsta. El, printre altele, el i-a spus și ceva că știu că ai fratele în America. Deci de aici e o chestie care ia o făcut legătură că s-ar putea să fie legat de ea. Deși e-s mulți ani de atunci. Ca să mai spun un fapt divers, la un prieten de-a nostru. L-a oprit o mașină pe stradă, tot unul bărbos și tot așa cam semăna cu ăsta, cum eu am întrebat, o zic, cum arată? Că l-a luat, eu zis că, întrebat de un doctor, o zis că nu știe cum să ajungă la el, ce uite că trebuia să-i deie ceva și l-a fentat și eu zis, hai că te duc acasă și îți dau dumitale ăstea, i-o dat bani. Că până la urmă eu ceru bani, eu dau și bani, dar nu s-a întâmplat nimic. Acum l-am avertizat și pe prietenul nostru, ai grijă că unul care, ca comunitatea ăștia în casă, tot așa au avut un pont, probabil acum și ăsta poate să dea un pont, domnule, vezi că ăsta e singur în casă și are bani în casă. Și la doamna Mariana, au intrat în casă, ce au făcut? Au intrat în casă, o sări gardul, au intrat în spate la ușa, au găsit-o deschisă, acolo doarme mama, jos la parter și a mai lăsat ușa deschisă, da, cum e omul bătrân și bolnav, mai se mai risește și așa și ce știu, nu a închis-o și Mariana doarme sus. Ea când o zi gălăgia de sus, Mariana coborâ jos, o bătea pe mamă sa, în pat era, o bătea, o ținea de gât și îi dădea în cap și se lasă în pace pe mama că îți dau banii, nu mă lasă în pace. Când s-o dus sus, au zis că ăla s-a dus după ea sus și ea, și atâta m-am fustăcit că nu mai știu să-mi deschid safe-ul, nu mai știam codul. Nu trebuie ținuți bani la saltea? Nu trebuie ținuți banii la saltea în casă, să-i punem la bancă, să fie în siguranță, că uite, nu mai e sigur pe nici în casă, vorba aceea. Chiar dacă au avut ele safe, apar n-am avut că au avut safe, dar așa am înțeles, egal unde, tot dispare.